Asemenea înălțării lui Hristos într-o slavă și jertfa eroilor contribuie la înălțarea poporului într-un darul sfânt al libertății, unității și demnității naționale. Dragi telespectatori, sunt preotul Marius Gheorghe. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vorbim astăzi despre praznicul înălțării Domnului și ziua eroilor cu părintele Daniel Stoica, preot slujitor la Biserica Sfinții Treierarhi din Ploiești. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am găsit, Domnule. Înainte de toate, așa cum spuneam, vorbim astăzi despre înălțarea Domnului. Ce ar trebui să știm despre această sărbătoare? Din punct de vedere bisericesc, înălțarea Domnului se prăznuiește la 40 de zile după slăvita învierea Mântuitorului Hristos și cu 10 zile sau înaintea pogorârii Sfântului Duh. Aceste trei sărbători sunt strâns legate între ele, deoarece înălțarea este cumva finalul activității pământești a Mântuitorului Hristos. Am putea spune, citându-l pe părintele Teofil Părăianu, a patra mare etapă. Prima este întruparea, a doua este pătimirea, a treia învierea, iar a patra înălțarea. După înviere știm că Mântuitorul s-a arătat femeilor mironosițe, Sfinților Apostoli, fără Toma, apoi cu Toma, Sfinților pe drumul Emausului, ucenicilor pe drumul Emausului, și la înălțare era împreună, conform tradiției, împreună cu Sfinții Apostoli, alți ucenici, dar și cu Maica Domnului. De ce a fost necesară înălțarea? Pentru a concretiza motivația pentru care Hristos a venit pe pământ. S-a întrupat, s-a jertfit și acum, fără înălțare, nu ar fi fost posibilă și venirea Sfântului Duh. Acestea, am putea spune că sunt anunțate încă din prima carte a Sfintei Scripturii, când părinții Adam și Eva au părăsit raiul, au fost anunțați că vor primi, la un moment dat, și Răscumpărătorul, dar și pe Mângâietorul. Fără plecarea Răscumpărătorului, adică Mântuitorului, nu ar fi fost posibilă venirea Mângâietorului, a Sfântului Duh. Asta nu exclude prezența Sfintei Treimi din toate aceste evenimente și din toată această perioadă a existenței creației lui Dumnezeu. Părinte, înălțarea Domnului la cer este o despărțire a lui Dumnezeu de om? În niciun caz. Nu poate fi o despărțire, pentru că prin pogorârea Sfântului Duh se arată întreaga Sfântă Treime. Întreaga Sfântă Treime în sensul că, inclusiv la înălțare, așa cum găsim și în Sfânta Scriptură, Mântuitorul se înalță într-un nor. Știm că acest nor este prezent și la botezul Domnului, știm că acest nor este prezent și la schimbarea la față pe muntele Taborului, așa că prezența Sfintei Treimi este permanentă. Prin pogorârea Sfântului Duh se încheie cumva această prezentare, această evidențiere a Sfintei Treimi oamenilor. Asta este și motivul pentru care a doua zi, după pogorârea Sfântului Duh, avem prăznuirea Sfintei Treimi. Pentru că s-a creat această cunună, s-au arătat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa că nu poate fi numită o despărțire, mai ales că, iarăși, în Sfânta Scriptură, acolo găsim bucuria apostolilor.
Ori nu poți să fii bucuros când te-ai despărțit de cineva. Acolo găsim și mărturisirea Mântuitorului Hristos, care îi anunță pe apostoli că se vor regăsi. Așa că nu poți să fii decât bucuros, având această nădejde a întâlnirii cu Hristos. Este totodată și o nădejde a reîntâlnirii cu Hristos când vom trece din această viață? Tot ceea ce Mântuitorul ne-a lăsat prin activitatea sa, prin manifestarea sa pământească, nu face altceva decât să ne dea nouă încredere. În tradiția noastră a bisericii, știm clar că la 40 de zile este și parastasul, sau unul dintre parastasele importante. Tocmai în această idee, faptul că Hristos la 40 de zile de la înviere s-a înălțat, ne dă și nouă această încredințare că la 40 de zile sufletul omului se apropie de Dumnezeu, se înalță la Dumnezeu. Așa că toată viața pământească Mântuitorului, acest exemplu evident al omului Dumnezeu și Dumnezeu om, nu fac din noi credincioși decât să avem speranță că dacă Mântuitorul a petrecut ceva pe pământul acesta și noi putem petrece, dacă El a pătimit pe acest pământ și noi suntem datori să pătimim, dacă El a înviat de asemenea și noi avem năzuința în înviere, dacă El s-a înălțat, sperăm de asemenea și noi prin aceasta să ne apropiem de Împărăția lui Dumnezeu. Pentru a fi încredințați de această înălțare a noastră la Dumnezeu, vedem că Sfinții Apostoli în aceste 40 de zile de primire a veștii învierii lui Hristos, toate aceste zile le-au petrecut în rugăciune, în frângerea pâinii, în această așteptare a Mânghietorului. Cum ar trebui să ne pregătim și să așteptăm noi înălțarea noastră la Dumnezeu? Sfânta Scriptură spune că după ce Mântuitorul, binecuvântându-i, s-a înălțat la cer, spune că Sfinții Apostoli au petrecut în biserică, în rugăciune. Așa că sunt exemplu și pentru noi, care această așteptare, a noastră personală de data aceasta, trebuie să o petrecem tot în rugăciune. Și cel mai bine în rugăciunea comună, adică rugăciunea de la biserică, cu prezența la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, care nu este altceva decât rememorarea vieții Mântuitorului de la întrupare, la răstignire, la înviere și la înălțare. Punctual unde vedem aceste momente? Păi am putea spune și așa, dacă întruparea o putem privi chiar și la Sfânta Proscomitie. Ceea ce preotul pregătește în altar pentru slujba propriu-zisă a liturghiei. Ieșirea la activitate și în același timp mersul spre Golgota putem aminti la ceea ce numim noi popular ieșirea cu Sfintele Daruri. Jertfa de pe cruce și săptămâna pătimirilor este perioada în care Hristos o petrece, sau Sfânta Împărtășanie, pe Sfânta Masă. Și după aceea învierea, prezența Mântuitorului viu în potir. Toate acestea sunt prezente în viața noastră, dar trebuie și dorința noastră să fie evidentă. Așteptarea noastră în înviere, în speranța învierii, nu trebuie să fie o așteptare pasivă, ci în biserică. Luând de exemplu Sfinților Apostoli, care, e adevărat, s-au adunat sau au fugit de frica celor care le doreau răul, însă nu doar s-au adăpostit, ci s-au și rugat. Deci rugăciunea începe în biserică și se continuă acasă, nu invers.
Acum depinde și de educația pe care o primim. Asta este un alt subiect. Important e ca noi să dorim să-L întâlnim pe Hristos. Important e ca, dacă plecarea se face de acasă, din rugăciunea particulară, să înțelegem că împreună cu ceilalți credincioși, împreună cu ierarhia bisericii, putem sta asemenea apostolilor în rugăciune. În schimb, dacă prezența aceasta este clară, evidentă la biserică, nu trebuie să uităm nici rugăciunea particulară. Avem clare, avem evidente rugăciunile de seară sau de dimineață, care ne aduc aminte nu numai de ale noastre păcate, ci și de cei dragi vii sau adormiți, de cei care sunt în suferință, de cei care sunt în bucurii sau în necazuri, și de cei chiar care și-au jertfit viața pentru ca nouă să ne fie mai bine. Ce le putem spune celor care nu-și mai fac timp pentru această rugăciune? Sau care spun că nu-și mai găsesc timp pentru rugăciune? Timpul nu este al nostru. Timpul este darul lui Dumnezeu, de care trebuie să ne îngrijim. Să spunem că nu avem timp, înseamnă că îl jignim pe Dumnezeu, cumva. Să nu mai avem timp înseamnă să nu mai existăm. Atunci putem spune, nu mai am timp. Sunt atâtea modalități de a petrece timpul acesta, acest dar de la Bunul Dumnezeu, însă trebuie să știm și cum. Nu? Sfântul Apostol Pavel spunea foarte clar că multe sunt pe pământul acesta bune, dar puține sunt folositoare. Așa că o mai bună apreciere a timpului, o mai bună organizare a timpului ne vor ajuta să găsim și acest timp pentru rugăciune. Trebuie să gândim simplu. Ziua, așa cum a împărțit-o omul, are 24 de ore. Cât îi dăm lui Dumnezeu înapoi din tot acesta, totul acesta pe care ni l-a dat El? Și atunci ajungem la concluzia că măcar câteva minuțele seara, dimineața, la masă, după masă, și știu eu dacă mai prindem în vâltoarea aceasta a vieții și altele, putem să îi le înapoiem lui Dumnezeu. Dar de fapt, nu neapărat îi le înapoiem lui Dumnezeu, cât ni le oferim tot nouă. Pentru că rugăciunea este convorbirea cu Dumnezeu, și o convorbire cu Dumnezeu nu poate aduce decât liniște, mai ales în tulburarea vieții pe care o trăim. Privind la săptămână, iarăși putem spune la fel, din 7 zile câte ni le-a dat Dumnezeu, cât de mult înseamnă 2 ore la Sfânta Liturghie? Cât de mult înseamnă, până la urmă, exemplu lui Dumnezeu, ca 6 zile să lucrăm și a 7-a să ne liniștim. Pentru că și denumirea de duminică înseamnă ziua Domnului. Atunci 6 zile le-am oferit pentru noi, pentru traiul nostru, pentru bunăstarea noastră și a familiei noastre, pentru, știu eu, liniștea, am putea spune, acestora, dar a 7-a trebuie să îi oferim lui Dumnezeu. Este o rugăciune, o cântare. Este o cântare din timpul slujbei utreniei care spune: în biserica slavei tale stând, în cer ni se pare asta. Am putea spune că dacă nu putem să-i dăm 2 ceasuri lui Dumnezeu într-o săptămână, cum o să credem că o să stăm în veci cu El, în împărăția Lui? Tocmai odată ce ne învățăm în biserică, ne învățăm cu starea de rugăciune, adică cu alte cuvinte, învățăm să dialogăm cu Bunul Dumnezeu, atunci vom simți lipsa dacă acestea nu le mai punem în practică. Inclusiv rugăciunea inimii. Cine a deprins-o, cine a reușit să o aibă în suflet, pentru că dacă nu e în suflet, nu este deprinsă. În momentul în care, știu eu, viața
sau situațiile din viață intervin, simte persoana aceasta lipsa, neputința de a face această rugăciune. La fel sunt mărturii multe, ca să spun nenumărate, ca să nu spun nenumărate, acelora care până la un moment dat al vieții nu au practicat rugăciunea în biserică. Nu au înțeles importanța acesteia. Și astfel, din momentul în care au prins drag, lipsa lor de la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie se simte efectiv ca un gol în viața lor. Un dor de Dumnezeu. Un dor de Dumnezeu care, exact, nu poate fi umplut, nu poate fi altfel rezolvat decât prin prezența în biserică. Referitor la acest lucru, mi-aduc aminte de o mărturisire a unui credincios care spunea că la un moment dat, fiind oprit pe stradă, îl întreabă cineva: tu nu te plictisești să participi duminică de duminică la aceeași Sfântă Liturghie? Că sunt în general cam aceleași cântări, cam aceleași rugăciuni se rostesc. La care el îi răspunde: dar tu nu te plictisești să mănânci? Și mărturisea mai departe zicând: eu merg la biserică, merg la Sfânta Liturghie pentru că mi se face foame de Hristos. Evidentă lipsa, dacă există dragostea, dacă există apropierea, dacă simți că face parte din viața ta Sfânta Liturghie și mai ales dacă ai înțeles ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii. Pentru că majoritatea asta spun: nu înțeleg ce se întâmplă, nu am răbdare pentru că nu înțeleg. Dar am putea compara și cu un serial, nu? Dacă ne uităm la un film care este un serial și am urmărit un episod și după aceea nu mai urmărim câteva, nu mai continuăm să pierdem timpul. În momentul în care, în schimb, am înțeles acțiunea acelui film și am prins drag de a petrece timpul astfel, facem sau avem cumva demersul timpul acela să-l petrecem acolo. La fel este și cu Sfânta Liturghie sau cu viața în biserică. Momentul în care înțelegem că Sfânta Liturghie este pe scurt viața Mântuitorului, iar anul bisericesc, prin sărbătorile lui, de asemenea, este rememorarea vieții Mântuitorului mai pe larg, atunci vom înțelege că lipsa noastră de la unul dintre aceste episoade nu pot altceva decât să ne țină departe de biserică. Momentul în care începem să înțelegem și avem și apropierea unui duhovnic, avem sfatul lui, îndrăznim să cerem sfatul lui, pentru că și asta este o problemă. Nu prea îndrăznim totdeauna. Atunci vom putea reuși, vom putea înțelege ce se întâmplă în viața bisericii și vom putea cu adevărat să devenim creștini, nu numai după nume, ci și după fapt. Părinte, la 4 mai 2020 se vor împlini 100 de ani de când această zi, acest prasnic al înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, este unit cu ziua de cinstire a eroilor neamului nostru. De ce au fost unite aceste sărbători și de ce într-o zi în care prăznuim înălțarea Domnului Hristos la cer, este rânduită de biserica noastră și o zi de cinstire a eroilor neamului nostru? Înălțarea Domnului este momentul de final și în același timp de triumf al lui Hristos. Este modalitatea prin care Hristos și Dumnezeirea ne arată nouă oamenilor că ne așteaptă pe noi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și eroii neamului românesc
au avut niște așteptări, au avut niște năzuinți, au avut niște dorințe de mai bine pentru ei, dar mai ales pentru urmașilor. Momentul în care au apărat această țară cu jertfa lor, cu sângele lor, spiritual s-au înălțat. Ia urma lui Hristos. Am putea spune, au ajuns în rai. Pentru că această dorință a lor de bine n-a fost o dorință egoistă. Cum nici Hristos nu s-a înălțat pentru el. S-a înălțat în primul rând pentru noi, pentru a ne deschide calea. Și ei s-au jertfit pentru noi ca această cale ce le urma să fie cât mai lină, cât mai liniștită pentru noi. Și nu putea biserica să stea deoparte la această jertfă sau față de această jertfă. Nu putea biserica să nu le ofere o zi de prăznuire. Până la urmă, fiecare sfântă liturghie sau la fiecare sfântă liturghie sunt amintiți eroi căzuți pe câmpurile de luptă, chiar și cei din închisori, din lagăre, cei care au sperat că prin jertfa lor o să fie mai bine pentru țara aceasta și pentru poporul nostru. Așa că ziua eroilor a fost gândită odată cu înălțarea Domnului pentru a face legătura între om și Dumnezeu, între jertfa lui Dumnezeu și jertfa noastră a oamenilor. Anul acesta este un an special, un an al centenarului, un an în care prăznuim 100 de ani de la momentul Marii Uniri din 1 decembrie. La ce ar trebui să ne gândim noi, privind jertfa eroilor neamului nostru? Cum ar trebui să le mulțumim celor care și-au dat viața ca noi să vorbim aceeași limbă, să avem aceeași credință strămoșească, credința noastră ortodoxă? Cum ar trebui să le mulțumim lor astăzi? Cred că prin mai mult respect. Respect pe care, din păcate, eu unul simt că a început să se piardă un pic. Să nu mai fie luat în serios jertfa lor. Să avem impresia că așa trebuia să fie. Ori, momentul în care ne punem în locul altora, atunci vom înțelege și atitudinea pe care au avut-o, speranța pe care au avut-o și trebuie să ne dorim mai mult pentru țara noastră. Dar asta nu se poate înfăptui decât prin legătura noastră mai strânsă. Prin faptul că trebuie să fim în faptă mai evidenți. Doar prin vorbe, nu știu dacă reușim să revigorăm această atitudine corectă față de strămoșii noștri, cei care s-au jertfit. Până la urmă, și dacă ne uităm la acțiunea noastră creștinească de a face un parastas, doar pentru că știm că atunci trebuie făcut și că, știu, poate facem o faptă bună, nu este de ajuns. Venind la biserică, rugându-ne, mergând la cimitir, la căpătâiul celui drag, înălțând iarăși o rugăciune, aprinzând o lumânare, de-abia atunci putem spune că începem să ne aducem cu adevărat aminte de cel drag. La fel și cu eroi neamului. Doar exprimându-ne, știu eu, sentimentele că acum ceva timp s-a întâmplat ceva în istoria României și că acestea au ajutat într-un fel sau altul, dar neavând o determinare corectă și evidentă, rămânem doar la simple vorbe. Având o atitudine mai corectă până la urmă și între noi, cei care astăzi avem această situație de libertate, de liniște, de unitate, datorită jertfelor, atunci putem să cinstim mai bine memoria lor. Știm că parastasul sau slujba de pomenire este cea mai mare dovadă de iubire pe care o putem arăta față de cei ce nu mai sunt.
Părinte, cum așteptați dumneavoastră și credincioșii pe care îi păstoriți cu atâta dragoste momentul Sfințirii Catedralei Naționale, într-un an în care îi cinstim pe făuritorii Marii Uniri, pe cei care s-au luptat pentru România Mare, într-un an în care se împlinește de altfel și o dorință a întregului popor român, de altfel, de a avea o catedrală închinată eroilor? Momentul acesta al Sfințirii Catedralei Neamului este privit cu multă bucurie. În primul rând, trebuie să amintim faptul că este o necesitate. Nu este doar o clădire. Este o clădire emblematică pentru poporul acesta, pentru poporul nostru. Și ea nu implică doar ideea că avem de acum o clădire, o biserică, o catedrală doar încăpătoare, ci atestă clar și ortodoxia acestui popor. Să nu uităm că, în afară de dorința aceasta încă de la primul patriarh al României de a avea o catedrală, noi am avea și alte motive cu care să ne mândrim. Este ciudat, să zicem, că o țară sau singura țară din lume născută creștină să nu aibă o catedrală cu adevărat necesară. Este necesară nu numai pentru imagine, este necesară și practic, este necesară și diplomatic, am putea spune, și este și o concretizare a efortului înaintașilor, că vorbeam de eroii neamului, care și-ar fi dorit și ei să aibă un loc în care se închine și uite că acum au un loc în care să ne aducem noi aminte de ei și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am avut astfel de înaintași. Și vedem totodată că înainte de sfințirea aceasta, Catedrala Națională a strâns în ea numeroși voluntari, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, care an de an vin în ajutorul celor nevoiași, celor aflați în suferință. Părinte, am putea vorbi mult despre praznicul Înălțării Domnului și despre eroii cărora noi suntem datori să le aducem prin os de recunoștință, însă am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm. Și vă mulțumesc, Doamnește! Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă invităm să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!